Și tot Ieremia ne învață un lucru și aici în chestia aceasta ne eliberează de orice sectarism sau de orice aroganță confesională, pentru că amândouă sunt extreme. Spune așa în scrisoarea pe care Ieremia a trimis-o celor care trăiau în diaspora. Și în această scrisoare pentru cei din diaspora, Ieremia spune că fericirea noastră depinde de fericirea celorlalți. Ieremia 29:7. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârn de fericirea ei. Deci chiar dacă e o mântuire personală, fericirea mea depinde de fericirea semenului meu. Deci nu merge. Mântuirea este una și fericirea în această viață este. Nu-i chiar asemănătoare cu mântuirea. Pentru că revin la ce zice Ieremia, fericirea voastră atârn de fericirea ei. De aceea urmăriți binele cetății. Noi trebuie să urmărim binele cetății, binele județului, binele națiunii. Deci asta înseamnă patriotismul. Urmărește binele țării. Ce mai bună definiție? Pentru că degeaba zici că ești patriot și disprețuiești pe cei de altul. Nu. Urmărește binele țării tale. Pentru că fericirea ta este interdependentă de fericirea celorlalte. Am răspuns și la întrebarea ce e patriotism. Urmărește binele țării tale cu toată ființa ta. Și atunci nu vei merge pe excluderea celorlalți, ci vei merge cum să-i incluzi în acel bine. Să cauți și binele minorităților. Și apropo de binele minorităților, rezoluțiunea de Alba Iulia, care n-a fost respectată 100% datorită centralismului excesiv, totuși sunt lucruri care... Citați din ele. Rezoluția Alba Iulia din 1918, bănuiesc. Da. Citesc, că a fost mai revoluționară decât în chiar a Elveției. Votul obștesc, direct, egal, secret pentru ambele sexe. Idee cu adevărat revoluționară la acea vreme. Elveția nu a acordat drept de vot femeilor decât 1971, dar care nu s-au regăsit și în Constituția României de 1923. Deci, realmente, rezoluția Alba Iulia a mers pe principii fantastice de egalitate. Și dacă ne comparăm cu Elveția în 1971, în rezoluția Alba Iulia a însemnat mai multă democrație ca în Elveția. Asta nu am spus-o. Hai să o spunem și măcar acum în acest aniversar. Pentru că mințile luminate care au redactat rezoluția Alba Iulia au mers pe egalitatea aceasta omului în fața Creatorului. Au scăpat de această idee aristocratică, că ei sunt mai egali. Și un lucru care iar vedem că și în regimul comunist s-a respectat mai mult ca în alte țări. Egală îndreptățire și deplină libertate confesională. Statul modern al României Mari nu urma să favorizeze, și comentariul, să favorizeze pe nimeni viziune progresistă care lua în calcul și faptul că diversitatea confesională transfrană contrasta cu relativă omogenitate religioasă a vechii României. Deci, rezoluțiune. E un mic comentariu la rezoluțiune. Egalitatea asta confesională. În regimul comunist socialist erau 14 confesiuni recunoscute. Dar libertatea pe care am avut-o în România nu a avut-o bulgarii, nu a avut-o rușii. Deci, ceva din spiritul acesta de Alba Iulia în privința libertății confesionale a fost și sub regimul comunist, mai ales în timpul Republicii Socialiste. Dar, post-decembrist, s-a dat o libertate religioasă. Trebuie să vedem că în privința asta am respectat linia de la Iulia. Dacă ne gândim ce e în Bulgaria actuală, membru NATO Bulgaria, nu? Statul Uniunii Europene. Și este un proiect de lege care e mai rău decât pe vremea lui Stalin. Cu libertate religioasă. Da, da. Mai rău decât pe lui Stalin. De ce? Pentru că ei n-au avut un spirit de Alba Iulia. La noi, în ADN-ul nostru național a intrat ceva, chiar dacă n-am respectat în totalitate. Dar este în ADN-ul nostru ceva din rezoluția de Alba Iulia. Alpha.